Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit din nou! Iată-ne filmând videoclipul pentru organizarea dulapului. În sfârșit am reușit să-l filmez. De vreo două săptămâni vă tot zic de el, dar din păcate am răcit în casă tot, a răcit pe tată copilul, după care stă foarte mult, că vă dați seama că în câteva zile am răcit și eu. Am stat până ne-am făcut toți bine și acum putem în sfârșit să ne apucăm de treabă. Mă gândesc la organizarea dulapului de când i-a venit de aproape două săptămâni și abia acum am reușit să-l organizăm. Da, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă urmăriți, să-mi dați like și haideți cu mine să organizăm dulapul. Cam așa arată dulapul nostru, nu e așa de mare pentru că am dat zoom out și se vede mai micuț, dar are 2,20 m. Era cea mai mare variantă ce-o avut în magazin. Materialul este din acesta ca și parchetul. L-am luat ca să se mene, că mi-a plăcut foarte mult cum e parchetul și cam toată casa noastră, parchetul, ușile, mobilă luăm asemănătoare. Da, o să trească să punem și niște flori mai vii, să avem pete de culoare, dar da, acesta este dulapul. Este cu ușă culisantă. După cum puteți vedea, se deschide. Așa arată prima parte. Este format dintr-un compartiment mai micuț. Al doilea este un compartiment mai spațios. Sus putem să punem haine împăturite. Putem pune aici haine pe umerașe. Și jos alte haine împăturite. Și da, ușa este super ok, merge foarte bine. Și aici este doar un compartiment. Deci aici este jumătate din dulap. Elicuță, ce face cu el? Te-ai pus în dulap? Nu are loc de joacă, să știi că nu-i locul de joacă. Și aici vom pune, evident, haine iară pe umeraș, sus haine împăturite, jos trebuie să ne vină caseta. Am luat și o casă din aceea cu trei sertare unde putem pune lenjeriile, ne este mult mai practic. Dar nu este pe stoc și va veni pe săptămâna viitoare, ne-au spus. Și da, cam așa este dulapul nostru. Aici am lăsat spațiu pentru noptieră, că va fi un pic aproape chiar de dulap sau puțin trece încolo de dulap. Vrem să dăm puțin mai în dreapta patul și cu noptierele. Cel la geamuri m-am gândit să punem niște perdele verde smarald. Mi se pare că va merge foarte fain și este o culoare elegantă. O culoare chiar regală, să-i spun așa, verdele smarald. O să vă arăt așa și un colaj, cum îmi doresc eu să fac în dormitor și o să vă pun pe Instagram. Tabloul nostru, care este tot un fel de verde cu verde smarald, va merge foarte bine deasupra patului, este așa. Acesta va fi, de aceea am gândit să mergem pe verde, pentru că și tabloul cu noi este cu verde și mi se pare că va merge foarte bine, că avem foarte mult nud și alb aici și atunci ne trebuie o culoare mai vie ca să fie un contrast. Tocmai de aceea am ales să mergem pe verde. Am să mă apuc să și aranjez hainele în el, am să vă arăt, am să filmez cum le aranjez. Trebuie să aștept săptămâna viitoare să-mi vină și caseta și după aceea am să postez videoclipul să-l vedeți cu dressing-ul. V-am întrebat pe Instagram, ați fost super receptiv și super ok și ați votat că vreți. Și da, m-am hotărât să fac și clipul de dressing și peste 2-3 luni sper să pot încărca și videoclipul cu tot dormitorul nostru să arate exact cum îmi doresc. Să vedem dacă reușesc până în mai încolo să aranjez cam ce mi se pare mie că e esențial într-un dormitor și să vă arăt reveal-ul la sfârșit. Aceasta este partea dreaptă a dulapului, este partea mea. Aceste umerașe superbe ce le vedeți le-am cumpărat zilele trecute din Pepco. Le-am cumpărat pe toate de care le-am găsit în magazinul Pepco din Dumbrăvița. N-a mai rămas niciun model de roz pudrat. Și am două feluri de umerașe. Aceste din dreapta sunt de roz pudrat din material de mătase. Sunt foarte elegante, merg foarte bine pentru rochițe, pentru bluze elegante, cămeși elegante, dacă vă plac. Și da, sunt foarte lungi așa și încape foarte bine haina. Aceste din stânga sunt din plastic, dar au aceeași, mi-a plăcut că au aceeași roz care l-au și partea dreaptă și se potrivesc perfect. Și pe acesta o să pun mai mult tricourile sau hainele care nu arată bine pe un umeraș foarte lat. Și da, cam acestea sunt umerașele ce le-am cumpărat. Le găsiți ca set, cele din dreapta le găsiți ca set de 3, cele de mătase, set de 3 umerașe la 5 lei și cele din stânga de plastic le găsiți la set de 5 la 10 lei.
Iar în partea stângă este partea soțului. Aici el are umerașele pe culoarea neagră. Mi se pare că e o culoare masculină, elegantă și am zis să mergem pe negru la el și pe roz la mine. În partea dreaptă sunt umerașele acelea de plastic care le am de anii trecuți și am zis că le folosim, nu le aruncăm. Iar în partea stângă i-am luat la fel umerașe din catifia de la Pepco. Mi se pare că arată super ok. Iar jos o să punem probabil haine împăturite, să vedem, sau niște cutii să punem accesoriile. Și în partea de sus probabil că vom pune blugi și bluze împăturite, mai în spate cele din sezonul mai vechi și mai în față cele din sezonul de acum. Iar aici în colț sunt cutiile și sacicenii s-au adunat de astăzi toamnă de când ne-am mutat. Le vom pune în dulap frumos, mai bine este un sezon nou acum de primăvară, le putem sorta, vedem care le purtăm, care le donăm, care le aruncăm. Facem așa o selecție în haine și le punem toate la punct. Am făcut o mică pauză și m-am pus să citesc lui Eric niște povești, să iau niște imagini, să stau un pic și cu el, pentru că nu prea stă mult timp singur sau fără să fac ceva cu el și atunci ne punem și facem o mică activitate, ca după aceea să mă apuc din nou un pic să mai fac curățenie în dulap și o să mă apuc să continui următoarea zi, pentru că cu un copil nu pot face foarte multe într-o zi, tocmai de aceea în câteva zile plănuiesc să termin de aranjat dulapul. Iar acum mă pun să aranjez și partea soțului, am început să-i pun în mare parte niște cămeși și niște tricouri, eu îi le pun pe toate care le găsesc, când are timp după lucru vine și face o revizie și vede care îi trebuie, care nu, atunci eu îi le aranjez și el când vine poate să spună ce își dorește de acolo să rămână. A doua zi am fost la Pepco să-mi iau câteva lucruri ce aveam nevoie pentru dulap, printre care am găsit și acest coșuleț superb de depozitare. Este varianta mai mică din colecția nouă. Au foarte multe chestii faine cu frunzulițe, așa cum vedeți în acest model. Acesta este varianta mai mică și l-am găsit la prețul de doar 10 lei. Mi s-a părut un preț foarte fain. Au și varianta mai mare, am să-mi iau și pe aceea că o să am nevoie și de acela. Iar aceste două superbe le-am luat pentru a ne pune lenjeriile și accesoriile. Sunt 30x30, sunt așa pătrățoase, sunt tot din colecția nouă. Mi-a plăcut foarte mult imprimeul și cam așa vreau să-mi fac și eu în cameră. E imprimeul din acesta de frunzulițe verzi. Mi se pare că merge foarte fain cu natura.
Și da, am oscilat să iau două din acestea, un coșuleț mai micuț și probabil că o să mai iau ce să mai găsesc legat de colecția nouă. Momentan astea trei accesorii am avut nevoie, o să mai vedem pe viitor ce mai iau. Pot să le pun și acolo sus unde vor fi hainele împăturite, dacă vreau să ascund ceva sau să maschez ceva. Iar legat de umerașe, am mai luat câteva seturi, mi-am luat pentru mine seturile roz, am mai găsit la un alt Pepco din acestea de plastică, din acestea mai aveam nevoie că de mătase mai aveam destul de multe. Acestea sunt 5 bucăți la prețul de 10 lei, le luați la 2 lei bucata, mi s-a părut un preț ok, un preț decent și acestea sunt din colecția nouă, sper să le mai găsiți dacă vă interesează, mai erau foarte puține bucăți pe roz, mai erau și pe gri și pe negru din câte am văzut. Neața, dragilor, iată-ne în ultima zi de filmare. Acum voi filma cum arată dulap. Nu este într-o variantă finală, dar vă arăt cum am aranjat hainele acum. Mai lipsesc câteva accesorii, dar am să vă arăt un complet reveal pe Instagram, probabil, sau într-un videoclip cu dormitorul nostru. Probabil că o să vă arăt, o să vedem. Haideți să vedem împreună. Aceasta este partea dreaptă, partea mea. După cum puteți vedea, le-am aranjat pe majoritatea. Singura chestie care am nevoie în partea aceasta este că trebuie să-mi pun caseta aceea cu 3 seltare de care v-am spus. Din păcate, au amânat-o cu o săptămână, două, dar sunt sigură că va veni. De aceea, aici jos nu vor fi aceste cutii, va fi acea casetă unde pun lenjeriile și accesoriile. Momentan le-am pus aici ca să economisesc niște spațiu. Și aici sus mi-am împăturit hainele de iarnă acum, pentru că încă e destul de friguț afară, nu e de vară. Tot ce am avut, pantaloni scurți, tricou și rochițe, le-am mai pus în aceste cutii de depozitare pentru că mă ajută foarte mult. Numai bine sunt după dulap și nu se văd. Sunt aceste două cutii. Jos, prima cutie este plină cu lenjerii de pat, a doua cutie este cu rochițe, pantaloni scurți și tricouri și maieuri, iar sus mai am și diferite accesorii și cărticele ce vreau să le țin aici în dormitor. Iar aici sunt valizele noastre mai mici de avion pentru călătorii. Și aici sus, după cum v-am spus, mi-am împăturit hainele de iarnă care încă le port acum. N-am vrut să-l umplu plin cu haine să le pun și pe aceste de vară, că mai rău mă încurcam. Și o să vedem pe la sfârșitul primăverii când o să adaug hainele de vară și atunci o să vedem ce ținem sus și ce nu. În principiu mă gândesc hainele care nu sunt de sezon să le pun în spate, unde ne ajung la ele, și în față să las hainele care le folosesc cel mai des. Aici am aranjat toate hainele pe umerașe. M-am cam sincronizat cu umerașele, văd că mi-a mai rămas, cred că unul mi-a mai rămas liber, de aceea le-am luat pe rând, după cum ați putut vedea în videoclip, prima dată am luat o tranșă de umerașe, după care am luat o altă tranșă și îmi este mai ok așa, nu iau foarte multe aiurea să stea degeaba, tocmai de aceea m-am sincronizat cât de cât. Mi-am pus aici umerașe și niște cardigane pentru că începe sezonul, zițe, cămeș, ce am nevoie. Încă mi-au rămas bluzele groase de iarnă pentru că mai nimerim dimineți friguroase și atunci e bine să ai și bluzele groase la vedere. Am început să mai scot niște cămăși pe aici să le am și aici este umerașul meu de accesori. Mi-am luat un umeraș tot de la Pepco unde îmi pun accesorile din acesta. Poți să spui curele, poșete, mi-am pus foarte multe șarfe, cam multe șarfe acum în primăvară, îmi place să por la gât. Și atunci mi le-am pus aici și le găsesc mult mai ușor și nu mai stau aruncate toate alandala. Le pot aranja și mai bine să arate, evident, dar o să văd data viitoare. Și aici jos mi-am pus în cutia aceea niște lenjerie. Și aici această cutie roză mare este plină cu prosoape. Da, avem destul de multe prosoape pentru că mi se pare că sunt foarte necesare prosoapele. Și avem pe jos prin dulap aruncate o serie și o serie sunt aici băgate în cutie până ne cumpărăm un dulap în baie mai mare să le băgăm toate acolo să nu ne mai încurce. Iar în partea soțului, partea lui sunt mai puține haine. Sus aici am pus niște bluze și niște pantaloni. Încă mai avem haine de pus, nu v-am spus. Mai avem jos un dulap unde mai avem bluze și pantaloni care le folosim zilnic. Le-am lăsat acolo pentru că jos ne schimbăm cel mai des și ne este mai practic să tot urcăm sus. După cum știți, nu avem încă dormitorul complet și nu avem patul, deci încă nu dormim aici și atunci ne-ar fi peste mână să ne tot plimbăm la dulap sus și jos și atunci
am pus aici ce nu folosim așa de des și ce folosim des, niște pijamale și niște rânduri de haine am lăsat jos în dulap. Când o să ne mutăm aici, le mutăm toate sus și dulapul de jos va fi în camera copilului. Și atunci aici am împăturit câteva bluze care nu cred că le mai poartă recent. De aceea vedeți multe spații libere, pentru că încă mai avem de pus niște haine. Aici știți că avea foarte multe cămeși puse, de la lucru și-a sortat cămeșile, a aruncat câteva și câteva le-a pus la spălat, de aceea sunt multe omerașe libere. Aici îi sunt câteva tricouri mai noi și niște sacouri, aici mi-am pus eu blănurile mele ce le am și sacouri și diferite fuste. Jos, după cum v-am spus, ne punem accesoriile, momentan rămâne așa, când o să am o idee mai clară ce vreau să fac jos, o să mai modific un pic, dar în mare oricum vreau să folosesc cutiile astea în dulap, pentru că mi se pare că merg foarte bine cu ceea ce îmi doresc să văd eu aici. Una o folosesc pentru soțul, una pentru mine, aici mi-am pus eu cam ciorapi în mare parte, ciorapi din aceia lungi, subțiri, groși de iarnă. Iar în acest coșuleț, nu știu, probabil că o să-mi pun ceva accesorii pentru mine. Am planul foarte mare cu acest dulap, tocmai de aceea plănuiesc fiecare spațiu să-l folosesc. Am să găsesc niște soluții între timp. Ca orice lucru făcut prima dată, este o primă variantă, cum vedeți acum. Cu timpul am să mă perfecționez și am să-l fac să fie și mai încăpător, și mai cozy, și mai cum îmi place mie. Tocmai de aceea. Aceasta este prima variantă a dulapului. O variantă ar mai fi când ne vine și patul prin mai și atunci când vă filmez tot dormitorul, o să pot să vă filmez încă o dată dulapul să vedeți ce am mai adăugat la el și ce mai este nou. Într-o variantă finală o să vi-l arăt, să spun așa. Da, și cam acesta e. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Dacă v-a plăcut ceea ce am făcut sau că vă place ceea ce creez, nu uitați să-mi dați like și să vă abonați. Dacă doriți mai multe informații despre mine, despre ceea ce fac sau dacă vreți să contribuiți, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo postez materialele care vreau să le postez pe YouTube. Și da, noi ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Ciao!